Este ultima etapă, ultimul seminar, ultima sesiune, cea de-a treia. Și acum o să vorbim puțin despre căsătorie, nu despre pregătirea pentru căsătorie. Pregătirea pentru căsătorie nu se termină niciodată, cel puțin la mine și la oamenii pe care știu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Oricât de mulți ani ai în calitate de om căsătorit, încă mai sunt lucruri pe care le înveți, pentru că viața se mișcă odată cu tine și avem timp, avem nevoie să facem update tot timpul. De asemenea, avem impresia că ne cunoaștem partenerul pentru că am stat un an sau doi sau cinci sau 20 sau 30 sau mai mult, însă eu nu cred că există posibilitatea să cunoaștem partenerul nostru în mod profund, deși avem impresia că se întâmplă lucrul ăsta. Căsătoria face parte din categoria lucrurilor pe care le face o singură dată. Și fiecare muritor își dorește o căsătorie de calitate, pentru că, de fapt, doar căsătoria de calitate oferă. Însă, căsătoria noastră, ca și familie, nu poate fi mai bună decât soțul și soția, membrii în această familie. Deci căsătoria mea cu Carmen nu poate fi mai bună decât sunt eu bun și Carmen de asemenea. Ea e la fel de bună ca noi, că de fapt noi facem căsătoria prin viața noastră. Căsătoria fiecărui cuplu este așa cum o fac cei doi. Dumneavoastră nici nu m-ați ajutat, nici nu m-ați încurcat. Ci pur și simplu sunteți niște spectatori de departe, după cum eu sunt un spectator de departe pentru dumneavoastră. Căsătoria mea și a lui Carmen e așa cum am făcut-o noi. Așa cum am reușit noi să o facem. Aș vrea în prima fază să încerc să creez un context pentru ca să plecăm de undeva. O să încerc să nu mai mă pierd în detalii, să fiu puțin mai expeditiv. Aș vrea să vă spun că din punct de vedere cultural sunt foarte multe tipuri de familii. Și felul în care noi ne trăim viața ca familie se apropie, se identifică cu un astfel de tip de familie. Și am să încep spunându-vă faptul că poate fi o familie patriarhală, unde părinții impun ordinea, poate fi o familie de tip despotic, unde există o autoritate de fier, dominare, chiar impunere. Poate fi familia bastion, unde există invulnerabilitate, autoconservare, oameni care sunt mai melancolici sau mai flegmatici, însă nu sunt extrovertiți, ei țin tot în ei, sunt mai închiși, mai retrași. Poate fi familia vulcan. Aici familia e populată de oameni coleric sangvinici. Dumneavoastră știți că colericul fiind primul și melancolicul fiind ultimul, din punctul meu de vedere, cei doi sunt mai dezechilibrați, în timp ce sangvinicul și cu flegmaticul care sunt încadrați de ei sunt puțin mai echilibrați. Colericul este persoana aceea foarte dinamică, extrem de extrovertă, extrovertită, neobosit, plin de energie, de entuziasm, însă are un pic de răbdare, imediat cade în atitudinea de dezechilibru, el poate să facă un scandal monstruos pentru câteva clipe, imediat își cere iertare. E foarte fluid în manifestarea lui emoțională. În general, ei se duc înspre extrema. Urmează sangvinicul, în general, revin. Colericul e un tip nervos. E nervos bine. Dar se și pocăiește imediat. Sangvinicul este ca și colericul, decât că este mai echilibrat, mai temperat. El, prin excelență, dacă primul e nervos, cel de-al doilea e sociabil. E cel mai bun pentru salesmen, pentru pastori, pentru oameni care lucrează cu publicul. Sunt foarte prietenoși, amabili. Ăsta este sangvinicul. Dacă colericul are ca și defect violența, agresivitatea, sangvinicul are ca și defect
tendința să fie ipocrit, lingușitor. Flegmaticul e cel de-al treilea, el este genul de om echilibrat, tendință de mândrie, de control, îi e frică de să nu cumva să greșească, are tendință de perfecționism. Una dintre slăbiciunile lui evidente e sarcasmul, ironia, miștocăreala. Genul ăsta de oameni, când își deschide gura, tot timpul te ia peste picior, tot timpul fac glume pe seama celuilalt. E cineva celebru pe scena predicatorilor din România, nu vreau să spun cine, dar sare din sarcasm în sarcasm, folosește abuziv genul ăsta de, și oamenii se simt umiliți în prezența, mai ales dacă e o persoană față de care ai respect, are o poziție, un nivel de autoritate, nu-ți permiți să îi răspunzi cu aceeași monedă și înghizi gălușca și pleci. Ei sunt oameni care ating performanța, dar care îi umilesc foarte tare pe cei din jur și își umilesc și soția sau soțul și copiii și părinții și nimeni nu face excepție. Ei așa se exprimă. Ariciu nu poate să scape de țepii pe care îi are. Încheiem cu melancolicul. Melancolicul face parte din categoria artiștilor. El este ermetic, închis. E omul la care nu vorbește aproape deloc și când vorbește are o eleganță sufletească profundă. El e foarte sensibil și delicat, dar e foarte introvertit. Și pentru că vorbește rar, când vorbește, vorbește de calitate. Colericul vorbește tot timpul și aproape că nu gândește. Se aude și el în timp ce vorbește. Exagerez un pic. Defectul melancolicului este că atunci când cineva îl supără, s-ar putea până când moare să nu reușească să-l ierte. În timp ce colericul acu' te bate, acu' își cere iertare. Nu există temperament bun sau rău, există temperament diferit. Temperamentul e născut, absolut înnăscut, este expresia vitezei sistemului nervos, viteza de reacție a sistemului nervos, el este ansamblu genetic al unui om, drept pentru care nu există un temperament pur. Avem elemente din toate temperamentele, dar unul e mai dominant, adică avem mai mult dintr-unul și acela se numește că noi suntem într-un fel sau altul. Închei paranteza aceasta și revin la familia gen egalitate, care crede că este democratică, sau familia liberală, care manifestă un cadru foarte permisiv, acolo toată lumea face ce vrea, și copiii, și părinții, și toată lumea. Unde toată lumea face ce vrea, nimeni nu face ce vrea. Familia teatru, unde e multă ipocrizie, multă toleranță, familia azil, unde rudele și prietenii nu se amestecă, familia idol, unde copilul e șeful, familia al treilea este în plus, unde copiii sau părinții se simt în plus, ori unii, ori alții trebuie să plece de acolo. Familia romantică este familia care manifestă foarte multă afectivitate. Afectivitate înseamnă sentimentalism. Și familia spirituală, familia care se concentrează pe lucrurile spirituale. Aceasta a fost un fel de introducere ca să vorbesc despre cele trei tipuri de familie pe care le-am anunțat puțin mai înainte. Și o să vorbesc despre familia de tip sau de model tradițional. Familia de tip tradițional e familia extinsă, unde în aceeași locuință stau bunicii, copiii și nepoții. În această familie relațiile sunt foarte puternice, dar și tensiunile sunt puternice, din cauza numărului mare de componenți. Aici familia este conservatoare. Oferă foarte multă siguranță și stabilitate. Te ceartă bunicul, te ceartă tata, te ceartă mătușa, te ceartă mamaia, te ceartă... Cine te prinde, te ceartă. Și sigur că până la urmă te saturi și te faci cu minte. Aici tradițiile sunt foarte puternice și sunt conservatoare. În general, autoritatea implică raporturi de inegalitate. Dacă ești mai bătrân, ești șef, dacă ești mai mic, nu ești nimic. Adică ești un șef din ăla, ești ultimul șef, sub tine nu mai e nimeni. Părinții au autoritatea asupra copiilor, soțul are autoritatea asupra soției, copilul mai mare e șef peste ceilalți.
Acest model de familie are următoarele caracteristici. Loialitate față de familie este mai mare decât interesul pentru propria persoană. Adică eu am mai mult interes pentru familia mea decât am pentru mine. Eu trebuie să cedez pentru echipa numită familia mea. Soția în genul ăsta de familie este subordonată soțului, iar copiii de ambele genuri au roluri precise și predictibile, pentru că fata se joacă cu păpușa și băiatul se joacă cu mașinuțe. Aici n-a ajuns ideologia contemporană. Ei încurajează valori precum autoritatea, supunerea și conformismul. Acolo toată lumea se conformează. Îngrijirea copiilor și a vârstnicilor se face în familie. Nu există azil, nici creșă. Acolo se îngrijesc unii pe alții. Aceasta e familia tradițională. De pildă, genul de familie în care am copilărit eu, mai ales părinții mei. Astăzi, familia tradițională probabil că mai există doar prin niște sate care sunt mai izolate și mai ermeticizate. Al doilea gen de familie este cea opusă, respectiv familia modernă. Revoluția industrială, cu toate efectele ei, a condus la înlocuirea familiei tradiționale cu familia modernă. Familia tradițională este ieri. Familia modernă este mâine. Atunci când vorbim despre familia modernă, ea este familie nucleară, nu mai e tradițională. Asta înseamnă că nu mai nucleul a rămas. Tata și mama, bunicii afară. Îi ducem la azil, îi lăsăm în căsuța bătrânească, dar oricum nu pot sta cu noi. Când copiii se căsătoresc, s-au dus. Nu pot sta cu noi că e ca și cum ne urzică, nu putem. Soții au multă autonomie și independență, adică soția face cam ce vrea, soțul face cam ce vrea și normal că relațiile sunt slabe. Fiecare are autoritate. Aici obiceiurile și tradițiile sunt foarte slabe, sunt relative. Unitatea este slabă, afectivitatea este slabă, iar relația din cuplu este slabă. M-am gândit, pentru că tot se repetă cuvântul ăsta, cândva pe la jumătatea timpului pe care îl petrecem în această ultimă sesiune, să vă citesc ceva ce probabil o să vă placă. Mie mi-a plăcut foarte mult și mă gândesc că s-ar putea să vă placă și dumneavoastră. Nu o să citesc asta chiar acum, o să citesc un pic mai târziu, dar în timp ce vorbesc o să caut, o să încerc să fiu și eu ca doamnele, să fiu distributiv cu mintea, dar mi-e teamă că nu fac pe niciuna dintre ele bine. Haide totuși să vă citesc. E o fabulă. Femeia nu mai acceptă să locuiască în copac. La origine. Și plânge. Bărbatul începe să caute o soluție și descoperă peștera. În peșteră e frig și femeia plânge. Bărbatul descoperă focul. Copiii țipă de foame. Femeia plânge. Bărbatul descoperă toporul, arcul și pleacă la vânătoare. De la atâta carne, copilul se îmbolnăvește de scorbut și beriberi. Și femeia plânge. Bărbatul descoperă agricultura. Deoarece mamutul se lasă cu greu capturat, ucis, bărbatul lipsește prea mult de acasă și femeia plânge. Bărbatul găsește o soluție și începe să crească animale domestice și să nu mai plece, să stea acolo, își omoară vaca, capra, oaia și nu mai pleacă de acasă să caute mamutul. Femeia însă s-a săturat să mănânce friptură la țepușă, cu garnitură de boabe verzi fierte, mâncate de pe o frunză și începe să plângă. Și bărbatul descoperă olăritul. În peșteră este curent, umezeală și din cauza asta copiii răcesc și fac pneumonia. Și femeia începe să plângă. Și bărbatul construiește mai întâi un bordei, apoi o casă din lemn și în final din piatră. A venit iarna, e frig, femeia plânge,
Bărbatul descoperă că pielea și blana animalelor moarte se poate prelucra și se confecționează haine groase. Hainele din piele miros urât. Femeia începe să plângă. Bărbatul descoperă pe rând haine din lână care nu mai sunt aspre și zgârie, dar femeia începe să plângă. Și bărbatul descoperă haine din mătase care par mulțumitoare. Pentru prima oară se remarcă aici că femeia zâmbește. Mai târziu bărbatul, ca să o mulțumească și mai mult, rezolvă și problema mirosurilor emanate din pieile de și blănurile menționate mai sus. Însă, diverse treburi lipsite de importanță, cum ar fi protecția turmelor de animale și stârpirea potențialilor prădători, țin bărbatul departe de casă și femeia plânge. Bărbatul domesticește câinele și pisica ca să-i țină de urât. Femeia observă că seamănă prea mult cu semenele ei, nu mai poate să mai iasă în evidență cu nimică toate scaia și începe să plângă. Și bărbatul inventează fardurile și bijuteriile, feșteala. Femeia se plictisește de atât a stat în casă și vrea să-și lărgească orizontul. Normal, începe să plângă. Bărbatul inventează roata, domesticește calul, descoperă barca, doar n-o mai auzi plângând. Peste ani, femeia se plictisește și simte nevoia să evadeze din cotidian. N-are timp, nu prea are bani, cu prietenele s-a săturat să vorbească, la TV nu e nimic de văzut, afară e vreme urâtă, în plus, ca de obicei, bărbatul nu e acasă și dacă ar fi oricum, el n-ar înțelege nimic din ce simte ea. Și femeia ar avea așa un fel de chef să scrie ceva și să-i aducă ceva complimentele unor necunoscuți. Dar și să fie o chestie care să-i ofere anonimat, pentru a nu știu câta oară în istorie începe din nou să plângă. Și bărbatul inventează blogul. Două morale. Morala numărul 1. Când femeile plâng, omenirea evoluează. Morala numărul 2. Fără femei, am fi fost și astăzi în copac. Vorbeam de familia modernă. Și m-am apropiat de încheiere spunând că afectivitatea este foarte slăbuță și relația este destul de firavă. Și familia modernă, ca și familia tradițională, are câteva caracteristici care creionează profilul ei psihologic. Societatea modernă, fiind flexibilă, predispune cuplul la foarte multă instabilitate. Individualismul aici e mai mare și e mai important decât grupul. La familia tradițională era invers. Grupul era mai important decât individul și individul se jerfea pentru membrii grupului. Așa se explică aici creșterea alarmantă a numărului de divorțuri și a tot felul de infidelități, dar și toleranța îngrijorătoare față de acest fenomen. De ce? Pentru că individul e moț, moț aici la basc. Femeia este individuală, are autonomie, independență economică, copiii au control asupra propriul lor destin, părinții nu se prea pot amesteca în alegerile lor, lasă-mă babacule în pace că m-am săturat de tine, ceva de genul ăsta. Aici sunt încurajate valori precum egalitatea, flexibilitatea, comunicarea, reciprocitatea autorității și a puterii. Îngrijirea copiilor și a vârstnicilor nu se mai face acasă, se face la creșă și la azil. La azil cu babacul și la creșă cu micuțul. Al treilea model este modelul biblic. Aici nu există tradițional și nici modern, adică nu e o chestie culturală, nu ne interesează în ce epocă trăim. Principiile lui Dumnezeu sunt atemporale. Fariseii care pendulau între cele două modele l-au întrebat într-o împrejurare pe Domnul Iisus Hristos dacă ei au voie să divorțeze, n-au întrebat dacă au voie să divorțeze, au întrebat dacă au voie să divorțeze pentru orice motiv, adică fără motiv, cu alte cuvinte. Și Domnul Iisus a spus nu. La început n-a fost așa. Începutul e reperul, nu acum e reperul. Acum e vai de el de reper. La început cum a fost? Început pe care Hristos îl prezintă ca un etalon. La început familia a fost monogamă, adică un bărbat pentru o singură femeie. E suficient. Și invers, o femeie pentru un singur bărbat.
Apoi familia a fost sfântă, adică a fost separată de păcat. Fac o paranteză, aduceți-vă aminte de Golgota. Puteți să vă imaginați trei cruci? Ok. În mijloc e Hristos și aici sunt doi tâlhari. Hristos a murit pentru păcat. Tâlharul pocăit a murit față de păcat. Iar tâlharul nepocăit a murit în păcat. Deci tâlharul care nu s-a pocăit și a rămas tâlhar în continuare, el a murit în păcat. Imaginați-vă un borcan, desfacem capacul, băgăm pe tâlhar acolo și îl închidem. El e mort în borcan. Tâlharul care s-a pocăit a murit față de borcan, adică s-a detașat de borcan. Nu mai pune mâna pe borcanul ăsta niciodată, e ca și cum îl frige. Iar Hristos a murit pentru borcan. Ceea ce am vrut să surprind este faptul în sau față de. În sau față de. Eu am murit față de cafea, ca să fac o comparație cu ceea ce vă spuneam mai devreme cu prima cafea. Am murit față de cafea, pentru mine cafea nu mai există. Nu știu până când, dar deocamdată nu mai există. Familia la început a fost autonomă. Autonom înseamnă că te descurci singur și nu ai nevoie de ajutor din exterior. De asemenea, familia a fost harnică. Aduceți-vă aminte că munca este prezentată ca o binecuvântare, iar Dumnezeu este prezentat ca primul muncitor, ca prima ființă care muncește în grădină. Dumnezeu a muncit 6 zile din 7. A 7-a s-a odihnit. Noi nu prea ne odihnim. Folosim alte modele, se pare. La început, familia a fost unită. Despărțirea nu era permisă. Unitatea era obligatorie, era impusă. La început, familia a fost înfrânată, practica abstinența, puritatea. La început, familia a fost înțeleaptă, fiecare se sacrifica pentru celălalt, nu egoistă. La început, familia a fost responsabilă, fiecare se simțea responsabil de celălalt, de sine, de Dumnezeu. Cele mai multe lucruri din viața omului sunt alegeri personale și familia pe care o are fiecare va fi așa cum e soțul și soția, tradițional, modern sau biblic. Gândiți-vă, familia părinților dumneavoastră, dacă nu sunteți căsătoriți, sau a dumneavoastră înșivă, dacă sunteți căsătoriți, cu care dintre aceste trei modele seamănă, nu ați vrea să semene? Pentru că este necesar să vă identificați. Să vă auto-identificați. Atunci când vorbim despre o familie fericită, că noi ne căsătorim cu intenția să fim fericiți, succesul căsătoriei depinde de mai mulți factori. Factorii aceștia hotărăsc dacă vom fi fericiți sau nu, nu dorințele noastre, că dorințe are toată lumea. Și mă refer la faptul că primul lucru pe care îl menționez ca și factor ce generează fericire sau nefericire, este asumarea sau neasumarea responsabilității. Familia este genul de relație holistică unde asumarea responsabilității este recomandată, impusă și obligatorie. Soțul este invitat să-și iubească soția, dar genul de iubire este o alegere conștientă care se manifestă emoțional și pe care soțul o face indiferent de ce simte. De obicei dau următorul exemplu. Destul de des, când ajung acasă, avem acolo un countertop și countertop, zic bine, nu? O insulă de bucătărie, îmi cer scuze, insulă de bucătărie. O insulă mai mare de bucătărie și acolo este o floare, o orhidee, ea e veșnică acolo, în sensul că eu o schimb când nu mai e veșnică. E o floare un pic mai scumpă, știți orhidee, nu? Fetele, știți orhidee. La început îi duceam lui Carmen trandafiri, îi duceam mai rar, uitam, dar 39 de ani, adică un timp suficient de lung și un om așa ca mine, până la urmă să n-aibă încotro să priceapă. Și într-o zi mi-a zis, uite, văd că ai început să-mi aduci flori, apreciez foarte mult, dar deși nu-mi stă frumos, o să-mi permit să te rog ceva dacă e posibil.
Te rog frumos să-mi aduci orhidee. Ok. M-am dus, am învățat ce e orhidee, am găsit un loc unde tot timpul au orhidee, am învățat că trebuie să mă uit să nu fie foarte deschiși bobocii și dacă unii sunt deschiși, trebuie să fie și unii nedeschiși, pentru că ei se deschid între timp. Am învățat că ea știe să-i pună cuburi de gheață acolo la rădăcină și atunci ține o lună de zile, poate chiar și mai mult, poate două, trei luni, nu mai știu cât ține. Eu când intru în casă mă uit la planta aia și dacă văd că toți bobocii sunt deschiși, atunci îmi deschid portofelul, mă duc la prăvălie și mai cumpăr o floare din asta. Câteodată mai pun în ea o felicitare în care scriu cuvinte. Carmen le numește cuvințele, mi-ai scris cuvințele. Ok. Eu nu simt emoțional să-i cumpăr floare. Nu simt. Pentru că mie mi se pare, să vă spun, să mă iertați, mie mi se pare o mică prostioară să cumperi o viață întreagă flori fără niciun rost. Nu-s bune la salată, nu-s bune la ciorbă, nu-s bune la nimic. Deci e un gest ineficient. Bărbații cântăresc viața prin prisma eficienței. Frumos, ce e la frumos? Eu zic că mai bine aș duce un set de bujii, să schimbe bujiile la mașină, sau un set de cauciucuri de iarnă, că uite vine iarna, ar fi folositor. Dar florile nu dau nicio scânteie să pornească motorul și nu dau stabilitate la mașină pe gheață și pe zăpadă. Dar în sfârșit am înțeles că soția mea e femeie, că femeilor le plac florile, nu înțeleg nici de ce, nici cum, dar ăsta nu e singurul lucru pe care nu-l înțeleg. Am înțeles că ăsta e un dat, adică un adevăr, eu nu-l pot mișca și eu o să trăiesc în adevărul acesta. Nu simt nimic, încă o dată vă spun. Dar cu mintea știu că eu vreau să-i fac o bucurie la soția mea. Pentru că dacă altcineva vrea să-i aducă vreo floare, atunci va fi foarte complicat. Deci n-are nimeni voie să-i aducă floare la soția mea decât eu. Și dacă eu nu-i aduc, ea rămâne fără flori. Cu alte cuvinte, ea e la mâna mea. Și atunci eu ori sunt o persoană fără simț, să nu pun simțul înainte de în prima parte a cuvântului, ori îmi pasă de ea și încerc să-i întrețin bucuria la capitolul ăsta, să-i duc câte o floare. Și eu gândesc așa, mă duc acasă, hai să-i duc o floare lui Carmen. Dar nu simt nimic. Și pur și simplu mă duc la prăvălie, cumpăr floarea, poate dacă am timp îi pun și cuvințele acolo într-un card, într-o felicitărică și las floarea lângă ușă, intru înăuntru să văd ce face și încerc să nu fie pe acolo. Iar dacă este, mai țin floarea la spate, în sfârșit, tot felul de scenarii. Îi duc floarea. Domnule, zici că i-am schimbat mașina. Deci se luminează, fuge repede la floare, o analizează, mulțumesc, mă pupă. E, făcând lucrul ăsta de câteva ori, mi-am dat seama că eu pot să repet gestul ăsta și în mod repetat, un fel de proces, să-i provoc bucurie. Repet, nu simt nimic, nu mă flutură nimic, nu simt nimic. E o alegere a mea, e pur și simplu o alegere, pur și simplu o alegere. Ei, frații mei, asta se numește dragoste. Ea privește gestul ăsta ca pe un semn de iubire. Ei, eu știu bine că iubirea asta nu e un sentiment, este o decizie pe care eu o iau cognitiv, rațional și aleg să mă duc la magazin, să-i cumpăr floarea, să-i o duc și o lună, două, jumate, o lună jumate, nu mai știu cât ține, atunci eu rezolv problema asta. Ei, doamna mea numește chestia asta iubire. Ea se simte foarte iubită. Peste tot când vine vorba de floare, nu mai apucă nimeni să vorbească de ea, că și așa e vorbăreață, guralivă, nevoie mare, și peste tot spune că bărbatul ei nu-l întrece nimeni la flori. Asta înseamnă iubire. Nu înțeleg de ce este greu să-ți iubești nevasta dacă a-ți iubi nevasta înseamnă să faci alegeri
spre binele ei, spre bucuria ei, spre împlinirea nevoilor ei, spre complimentarea ei, spre păstrarea încrederii sau spre confirmarea că e în atenția ta, că e ființa preferată, iubită și e încă regină, încă stă pe tron în casa aia. Asta înseamnă să iubești. Nu mai simt nimic. Stai liniștit. Nici eu nu simt nimic. Luna de miere a trecut. Hormonul ăla a plecat de mult și a făcut treaba și a plecat și am rămas cu alegerile. Important este ce alegi să faci acum, când nu mai simți nimic. Ea nu știe ce simt eu. Dacă simt sau nu simt, ea nu știe. Dar ea vede ce fac eu. Ea vede ce aleg eu pentru ea. Și gesturile astea pe care eu le aleg, pe care eu aleg să le fac, ea le interpretează iubire. Dacă mă duc, eu știu că femeia are nevoie să comunice cu soțul ei. Și atunci, indiferent cât de tare mă grăbesc, mă așez pe scaun și pornesc motorul. O întreb, ce mai faci? Și motorul începe să funcționeze. 10-15 minute trebuie să dedic pentru treaba asta. Nu spune de obicei nimic în legătură cu viitorul sau în legătură cu era gata să ardă casa, ci spune cum se simte, unde o mai doare, are, în ultimii ani are anumite probleme de sănătate. Și o ascult. O ascult, mă uit la ea, dacă bâzie telefonul nu răspund, știu că asta durează 10-15 minute. Specialiștii îl numesc timp de calitate. Aleg să fac asta. Aleg, face parte din programul meu. Și o ascult și ea vorbește. Și se simte bine pentru că vorbește și că este ascultată. Mă uit în ochii ei, moță-i așa, din când în când, ca să vadă că sunt cu ea, mai zic, înțeleg, îmi pare rău, depinde ce îmi spune. Nu fac asta străin de ce se întâmplă, dar nu o fac sentimental. Pentru că bărbații nu pot să facă lucrurile astea sentimentale. Ei pot să le facă sau nu. Atât. Ei le fac ca bărbații. Hotărăsc să le facă. De ce? Din interes pentru. Din milă pentru. Din spre binele lui doamna asta. Ei, doamnele numesc asta iubire. Unde-i problema? Unde-i greutatea? Am învățat că femeia când e nervoasă, era să vă spun ce gândesc și bine că nu v-am spus, trebuie să găsesc alt verb. Era să zic că femeile când sunt nervoase nu gândesc. Ce se întâmplă? Femeile când sunt nervoase, eu când mă cert cu Carmen, eu apăr o idee pe care vreau să o apăr. Ea când se ceartă cu mine, se apără pe ea. Pentru că protecția ei, bărbatul, s-a ridicat împotriva ei. Ea e vulnerabilă, a rămas singură și ea când se ceartă cu mine, nu apără o idee, ea se apără pe ea. Și atunci, ea se simte foarte atacată. Se simte foarte slabă și singură. Eu n-am înțeles asta jumătate din căsătoria noastră. Eu observam că în momentul în care ne certam pentru un anumit lucru, eu vorbea ea, vorbeam eu, fiecare argumenta. Dar eu vedeam că eu când argumentam, ea nu mă auzea. Ea stătea așa, gata să vorbească. De-abia aștepta să termin ca să intre. Și mi-am dat seama că eu orică vorbesc, orică nu vorbesc, oricum n-ajunge la ea. Asta în psihologie se numește surzenie psihică. Adică aude, dar nu procesează ce îi spui. Pentru că intră într-o stare de surzenie psihică. E, încet, încet am făcut pași în labirintul ăsta feminin, care e o minune a lui Dumnezeu, nu știu cum să-i spun, și am început să învăț cum să trăiesc împreună cu ființa asta și să ne găsim bucuria unul în altul și să existe calitate și semnificație. Și atunci, în timp ce într-o zi eram în casă și m-a supărat, i-am zis ceva care a ofensat-o. Și pentru că a ofensat-o, mi-a spus ce simte. Și
fiind acolo în cutie aia toată, s-a uitat dacă mai sunt lucruri care se potrivesc cu ăsta, le-a adunat pe toate și mi-a spus printre altele, zice, așa ai făcut și cu punga de cafea. Punga de cafea. Am încercat să mă duc în istorie până în 1983, septembrie 17, și n-am întâlnit nicio pungă de cafea. Și am spus, te rog frumos, despre ce pungă de cafea vorbești? Lasă, lasă, că mai știi când i-ai dat la sora Ioana punga de cafea? Mi-am adus aminte. S-a petrecut prin 88 sau 89. Acum hai să fim serioși. 88, 89, 2000, cred că era, nu știu când, 3, 4, 5 ani în urmă. Ok, ce s-a întâmplat? În vremea aia nu exista cafea în România. Se bea nechezol, un fel de ceva, nu știu să vă spun cum. Cicoare se zicea. Și toată lumea bea chestie din aia. Dar din America mai venea cu tupachela cine avea rude. Și cuiva i s-a făcut milă de mine și drag de mine și mi-a dat un pachet de cafea, mie și lui Carmen, nu numai mie. Și Carmen a spus, pe asta o pune în sus, toate dulapurile de sus erau goale pușcă, și a zis, pe asta o punem sus, poate avem nevoie, aveam trei copii atunci, erau micuți, poate e nevoie la doctor, cu asta deschidem ușa la doctor. Zis și făcut. Eu cu biserica, sora Ioana de la noi, de la biserică, o mână de oameni, a făcut o criză de rinichi. Nu știam eu atunci că criza de rinichi este devastator de dureroasă. Oameni buni, ați văzut vreodată un pește viu care îl scos din apă și... E, așa făcea femeia asta, a ieșit din biserică, în curtea bisericii, o curte mică, și se tăvălea pe jos ca și cum avea epilepsie, ca și cum era demonizată. Și am chemat ambulanța, s-a dus la spital, ne-am dus, am vizitat-o și nu prea o băga nimeni în seamă acolo. Mi-am adus aminte de punga de cafea. Milos, nevoie mare, într-o viteză acasă, pe jos, fuga mare, pe strada București, până în blocul de la marginea orașului unde stăteam eu cu Carmen. M-am urcat pe un scaun, am luat punga, m-am dus cu ea la spital, l-am căutat pe doctor. Domnul doctor, s-a ocupat domnul doctor de sora Ioana a venit acasă. A trecut timpul, se îmbolnăvește un copil de-al nostru. Carmen pune scaunul, se urcă, dulapul gol. Zice, unde e cutia punga cu cafea? Aulă, am uitat să-ți spun. Zic, uite ce am făcut cutia cu punga de cafea. Am dus-o la doctor pentru sora Ioana. Care sora Ioana? Păi nu mai știi episodul cu... Aha, și de ce ai dus-o la... Păi, ai văzut că femeia era gata să moară? Dar zice, nu ți se pare că era normal să încerci și mie părerea? Păi zic, mă gândesc că tu ești de acord cu treaba asta, că am făcut un lucru foarte generos. E altceva dacă ești de acord sau nu ești de acord, dar nu se pare că era normal să te consulți și cu mine? Noi suntem doi tovarăși, eu nu sunt copilul tău. Eu sunt partenerul tău. E o decizie singură, ție ți-ar place ca eu să fac treaba asta? Ok, zic, cred că ai dreptate. Ok. Doar ok? Ok, iartă-mă. Bine. Și de atunci... Cred că mai mi-a zis o dată, de două ori, dar au trecut cât? 20 ceva de ani, mai mult, nu mai știu cât, în sfârșit cât a trecut. Măi, oameni buni, acum să nu vă supărați, o pungă de cafea, 20, 30, 50 de lei, 100 de lei, de 30 de ani de zile, 30 ceva de ani de zile, o pungă de cafea, nu știu, mi se pare că trebuie să fii foarte inteligent să ții minte lucrul ăsta. Ei, așa sunt doamnele, istorice. Imediat, scanner, și scannerul a mai găsit acolo undeva într-un colț un lucru similar. L-a pus unul peste altul, l-a asociat, l-a făcut mai mare și mi l-a aruncat în brațe. Și soțul trebuie să o iubească pe soție. Iar iubirea lui trebuie să fie alegere în favoarea ei, spre binele ei, spre încurajarea ei, spre împlinirea nevoilor ei, și lista poate continua. Asta înseamnă, la modul foarte general și simplist, să-ți iubești soția, să-i porți de grijă, să încerci să o cunoști pe benzină sau pe motorină. Acum iertați-mi
comparație, o comparație puțin la limita suportabilului, dar vreau să dau un exemplu pentru bărbați din lumea lor cu mașini. Dom'le, dacă e pe motorină, trebuie să știi că e pe motorină, că asta e diferită de benzină, și dacă e pe benzină, din nou trebuie să știi că trebuie să te porți cu ea ca pe benzină. Ei, trebuie să-ți cunoști nevasta, dar nu să o cunoști deosebind-o dintre alte femei, că nu la asta mă refer. Trebuie să-i cunoști preferințele, gusturile, ce-i place, ce nu-i place, că o femeie e ca toate femeile, dar în același timp e unică. Pentru că nu-i poți împlini nevoile dacă nu știi care-s nevoile. Eu i-aș duce din nou trandafir dacă nu mi-ar fi spus că îi place orhidee. Dar acum când știu, din dragostea mea, care e la nivelul cognitiv, rațional, eu pun mâna, mă bag în prăvălie, ies cu orhideea și mă duc și o duc. Dacă mă întreabă, ai simțit așa ceva? Mărturisesc, n-am simțit femeie nimic. Dar de ce mi-ai adus flori? Păi te iubesc, ești nevasta mea, cum, de ce? Dar ce iubire aia fără să simți? Nu știu, eu așa iubesc. Vreau să-ți fac bine, la dispoziția ta. Mă gândesc ce-ți place și asta ți-aduc, asta fac, asta spun. Și în ziua aia când a apărut conflictul ăsta verbal, eu cu urechile astea două am auzit cuvântul acela din Scriptură care spune că atunci când cel rău stă în fața ta, trebuie să ai grijă ce vorbești. Și în momentul acela, aia a fost un fel de prorocie pentru mine, dar nu era prorocie, că era un verset din Scriptură. Și a completat puzzle-ul ăsta în procesul ăsta în care eu căutam o soluție ca să fim o familie de calitate și să nu mai avem contradictorii de genul ăsta. Și atunci eu am înțeles pentru mine că atunci când se naște un conflict, întotdeauna cine este mai duhovnicesc cedează. Cine este mai tare, mai matur, mai capabil, mai puternic, mai înfrânat, mai autocontrolat, mai stăpânit, atunci tace. Soția mea este o fire războinică, foarte luptătoare și puternică. Are o personalitate foarte puternică. Dacă ea spune alb și eu spun negru, ea spune alb. Dacă eu nu spun negru, ea nu mai spune nimic. Dar dacă eu spun negru, ea spune alb. Dacă eu spun negru, ea spune alb. Dacă eu spun negru, ea spune alb. Am să folosesc imaginea asta, de aici mă vedeți toți. Îmi trebuie un bețișor, n-am bețișor, o să folosesc degetul. Uitați-vă la cercul acesta. Imaginați-vă că e format din două săgeți, una aici și apoi începe o altă săgeată care se termină aici. Această săgeată simbolizează iubirea soțului. Această a doua săgeată simbolizează respectul soției. La un moment dat, ori soția, ori soțul simte, îi se pare că soțul nu mai iubește sau că soția nu-l mai respectă. Se descurajează și pentru că ea nu-l mai respectă cum se așteaptă el sau pentru că el nu mai iubește cum se așteaptă ea, atunci și el nu mai iubește cum se așteaptă ea. Pentru că ea nu-l mai respectă, el nu mai iubește. Când ea vede că el mai tare nu mai iubește, ea mai tare nu-l mai respectă. Și pentru că mai tare ea nu-l mai respectă, mai tare el nu mai iubește. Și pentru că el nu mai iubește, ea nu mai respectă. Și pentru că ea nu-l mai respectă, ea nu mai iubește. Imaginați-vă o roată de la mașină când mașina pleacă de pe loc. O să se învârte din ce în ce mai repede. Dacă îi chem la biserică, la plângerile soției, nu mai mă iubește, frate, și te întreabă, e adevărat că nu mai iubești? El o să spună, da, e adevărat, dar de ce nu mai iubești? Păi nu mai iubesc, frate, că nu mă respectă. Ok, și te uiți la doamna și îi spui, adevărat că nu-l mai respecti. Da, dar de ce nu-l mai respecti? Pentru că nu mai iubește, frate. Și recunoști că amândoi au dreptate. Dar nu se înțeleg. Și atunci întrebi, care vrea totuși să iubească nerespectat sau să respecte neiubit?
Eu nu pot, frate, să-l iubesc dacă nu mă respectă. Nu, invers. Eu nu pot, frate, să-l respect dacă nu mă iubește. Invers. Nici o frate nu pot să o iubesc dacă nu mă respectă. Și pur și simplu îți dai seama că nu-i poți ajuta. Pentru că nu este nimeni dispus să plătească prețul la blocarea acestui ciclu al nebuniei. Ăsta se numește ciclu nebuniei sau al nefericirii. Fiecare are dreptate. Dar fiecare reacționează la acțiunea celuilalt. Eu reacționez limitându-mi iubirea pentru că ea nu mă respectă cum îmi place mie. Iar ea reacționează la acțiunea mea prin strângerea și mai mult a șurubului de respect față de mine. Eu mă răzbun pe ea și îi dau mai puțin, ea se răzbună pe mine și mai întaie din porție și ca pe vremea lui Ceaușescu, atâta unt, o felie de pâine și suntem fericiți, ne murim de fericire. Cine este cel care ar putea să oprească ciclul nebuniei? Auzeam pe vremea lui Ceaușescu o expresie, nu știu dacă aici ai vreunul polițist, că asfaltul cedează sub cizma polițistului. Asta înseamnă că cel care este mai înțelept, mai dotat, mai pe fază, mai matur, cu mai multă minte, cu mai multă capacitate, cu o viziune mai largă, înțelegând dificultatea momentului din casa lor, va spune, eu îmi asum. Cine vrea să-și răstignească eu-ul pentru ca să rezolve problema asta din familie? Și atunci unul dintre ei va spune, eu mă umilesc, când ea spune alb, eu nu spun negru, tac. Și ea spune, alb? Eu nu zic nimic. Și ea nu poate să zică iar alb, tace din gură. Și în 5 minute nu zice nimeni nimic. Și ne certăm tăcând. Nu zice nimeni nimic. Cearta asta e faină. După ce trece o jumătate de oră și substanțele alea îi intră în păhărele la loc, se așează fiecare la locul lor, văd că se îndreaptă înspre mine, așa mai în glumă, mai în serios, ca să nu se simtă foarte umilită, vine, mă ia de gând, mă pupă și aproape întotdeauna îmi spune așa, ești un soț bun, îți mulțumesc. N-am întrebat-o niciodată până acum pentru ce îmi mulțumește, dar știu pentru ce îmi mulțumește. Acum pot să stau de vorbă cu ea. Dacă vorbesc, nu zice o vorbă, pentru că are musca pe căciulă. Sau pe batic, sau unde o are. Nu încerc să apăs tare, că nu suntem de ieri împreună, suntem de 39 de ani. Doar așa, ca nu cumva să ajungem din nou la alb și negru. Așa, dar numai cât e nevoie, așa un pic. Și plecăm. Sunt foarte fericit pentru că am găsit o soluție să trăiesc ca un domn. Și totul este aici la mine în mână. N-am nevoie de nimeni, n-am nicio așteptare la altcineva, este datoria mea, este onoarea mea. Este o mare realizare că am putut să înțeleg că un cap de familie trebuie să se facă responsabil de felul în care menajează familia lui. Eu nu trăiesc în emoții, emoțiile sunt complicate, emoțiile n-au minte, n-au rațiune. Emoțiile sunt sentimente, dar gândurile, raționamentul, discernământul, ăsta e cognitiv, e rațional. Iar bărbatul nu trăiește în zona emoțională, trăiește în zona cognitivă. Eu am idei, le cântăresc, îmi dau seama ce trebuie, îmi asum responsabilitatea să plătesc prețul, care e aproape de zero, pentru că un bărbat nu se ofilește așa de repede, pentru că el nu simte, el gândește. Femeile în timp ce gândesc, simt. Cum vine asta, nu prea știu. Niciodată nu mi s-a întâmplat așa. Dar citesc, aud, întreb. Oameni dragi, în două vorbe, într-o manieră extrem de practică, ca și cum n-ar fi biblică, cam așa procedez eu ca să-mi iubesc nevasta. Încerc să înțeleg faptul că e un vas mai slab. Petru mi-a spus asta cu 2000 de ani în urmă.
El mi-a spus, Luigi, era gata. Se poate să puneți 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. E prostia asta sau e înțelepciune? De ce este nevoie de asta? Pentru că femeia are nevoie să fie cinstită deoarece e un vas mai slab. Mie nu mi se pare că e un vas mai slab, Carmen. Eu nu o văd așa de pe poziția de soț. Însă înțeleg ce vrea să spună Scriptura. Cred că înțeleg un pic ce vrea să spună Scriptura. Însă Biblia spune, atenție, bărbaților, purtați-vă când vă vine rândul cu multă înțelepciune cu nevestele voastre, oferind cinste. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin cinste? Respect, onoare, grijă, atenție, importanță, valoare. Cum? Da, nu, mai întâi de ce? Pentru că sunt vase mai slabe. Vasele tari n-au nevoie de cinste, pentru că trăiesc în cinste. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și atenție ce urmează aici. Atenție! Este înțelepciunea lăudată, onorată, slăvită și binecuvântată a lui Dumnezeu. Urmează o amendă. Știți ce e amendă? Ca în situația în care nu faceți asta, o să vă penalizez și nu vă mai ascult rugăciunile. Rugați-vă cât vreți că nu vă aude nimeni, până la tavan. Aude pastorul și atât. Femeilor nu se aplică această amendă. Pentru că sunt vase mai slabe. Și de la ele se cere aici, unde sunt implicate sensibilitățile, instabilitatea emoțiilor lor, afectivității lor, lucru care le face niște vase mai slabe. Greutatea cade pe polul opus, care aici este mai tare, fiindcă totul e la nivelul ideilor. Și ideile întotdeauna sunt așa. Sentimentele sunt în toate felurile, ca o elice. Iar dacă bărbații nu vor să facă asta din mândrie, din ambiție și din portiocăciula, nu tu, atunci Dumnezeu penalizează pe bărbat și nu-i mai ascultă rugăciunile. Și vii și predici, și vii și te rogi, și vii și mijlocești, și Dumnezeu nu te bagă în seamă. Pentru că vrei să manipulezi, vrei să îți folosești puterea și vrei să faci pe Domnul și pe șeful. Nu ești pregătit să slujești. Hristos ne-a chemat să slujim. Singura conducere care se confundă cu slujirea de pe fața pământului e conducerea de tip biblic. Cine e mai mare să slujească celui mai mic. Eu sunt chemat să conduc slujind și să slujesc conducând. Casa mea și biserica lui Dumnezeu. Genul acesta de conducere nu-l mai întâlnești nicăieri. O conducere fără pistol, fără baston, fără carnețel de amenzi, fără răgnituri și țipete, fără reproșuri, doar cu blândețe și cu dragostea lui Dumnezeu. Nu cred că există pedeapsă mai aspră decât cineva să te iubească în timp ce meriți să fii pedepsit. Ceea ce m-a atras pe mine la Iisus când m-am convertit, cu 38 de ani în urmă, a fost faptul că în momentul ăla în care am ascultat prima predică din viața mea și m-am convertit, m-am simțit așa de mizerabil și am început să plâng. Erau acolo foarte mulți oameni, Biserica Sebastian din Rahova, din București, predica fratele Trandafir Sandru și am avut un sentiment de vinovăție atât de profund, greu de spus în cuvinte, n-am mai putut să mă abțin și am început să plâng acolo. Era foarte aglomerat, am simțit că oamenii ăștia amândoi se uită la mine, încercam să mă abțin, dar mă mișcam așa de emoție, doar pentru simplu motiv că predica aia m-a ajutat să mă uit la toate păcatele mele pe care le-am făcut. Aveam bicicletă și aveam o bicicletă veche și foarte rablagită.
se strica foarte des și întotdeauna dăteam cu ea de pământ, cum sunt eu mai nervos și mai vulcanic, dăteam cu ea de pământ și înjuram pe Dumnezeu că așa se practica în satul meu, în sătucul ăla unde am copilărit eu, așa făceau bărbații. Și acum toate lucrurile astea mi-au venit în minte. Și când mi-am adus aminte cum eu, un copil fără părinți, am fost ocrotit de Dumnezeu, de o grămadă de ori era gata să mă calce trenul, pentru că căsuța noastră era chiar lângă gară, eu am copilărit în puțul gării, în fântâna gării, pe gară, pe trenuri. Dacă n-am avut părinți, am făcut ce am vrut. De o grămadă de ori era să mă nec, de o grămadă de ori era să mor curentat, mai târziu să nu mai vorbesc de mașină și de alte lucruri. Și când toate lucrurile astea au venit în perspectiva asta peste sufletul meu, m-am văzut un om foarte nedrept, un oportunist, un om fără milă, fără caracter, un om fără integritate. Să înjur pe un Dumnezeu care a fost tatăl meu, mama mea, în timp ce tata și mama au plecat și m-au lăsat singur. Și m-am simțit ca un bandit, ca un mizerabil de om. S-a părut că-s cea mai nedreaptă ființă de pe pământ. Și atunci vinovăția asta a pus o așa de mare presiune pe emoțiile mele încât am început să plâng. Și predicatorul a întrebat, cineva aici care se simte vinovat înaintea Domnului, care ar vrea să-L primească pe Mântuitorul Iisus Hristos, să se împace cu El, să fie mântuit. Și atunci m-am ridicat în picioare și am venit în față. Când rugăciunea pentru mine s-a terminat, erau acolo lângă mine 100 de oameni, aproximativ, printre care era și soția mea. În seara aia ne-am pocăit la prima predică. Vreau să nu uit experiența asta. Și vreau să o păstrez restul vieții ca o experiență de la început. În care să am un etalon. Cum să mă port eu cu soția mea, cu frații mei, cu dușmanii mei, cu toți oamenii. Așa cum s-a purtat Dumnezeu cu mine. Biblia spune, ce-ți place ție să-ți facă alții, fă-le tu mai întâi. Și dacă tu ierți pe alții și eu te iert pe tine. Tatăl nostru ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Un bărbat trebuie să fie un creștin matur. Nu un arțăgos, un om care suferă de putere, de control, unde toată lumea trebuie să tacă că vorbește el, iar el mai bine ar tăcea decât să vorbească. Asta nu înseamnă în toate cazurile că e așa. Mă țineam la țâu, zicea bunica. Adică îmi puneam ambiția cu Carmen, ea cu mine, eu cu ea, ea cu mine. Doi certăreți. N-avea niciunul mai multă minte ca să rupă lanțul. Nu, poate în exemplul meu am încercat să... Acum îmi dau seama că pe mine m-am prezentat pozitiv și pe ea negativ. Nu ăsta mi-a fost scopul. Am vrut să spun următorul lucru. Atunci când Dumnezeu îi cere unui om să fie manager, de la el se așteaptă mai mult. Dacă el are responsabilitate peste, atunci de la el se așteaptă mai mult. Dacă e un vas mai slab, atunci vasul mai tare trebuie să demonstreze că e mai tare. Și dacă scapă de aici, el nu se sparge că e mai tare. Rezistă la șocuri, rezistă la lovituri, rezistă la... Rezistă. Iubirea pe care noi o manifestăm nu e un sentiment. Să spui că simți sau să nu simți. E o alegere. Vine din interes. Vine din responsabilitate. Mie Dumnezeu mi-a poruncit să iubesc această femeie. Am avut posibilitatea să mă căsătoresc cu o fată. Și eu am crezut că această fată este potrivită pentru mine. Și acum Dumnezeu mi-a spus, până mori, trebuie să o iubești. Adică să-i faci bine, să ai grijă de ea. Să te porți în așa fel încât să fie bine. Să iubești cum am iubit eu biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Zice, s-a dat pe sine pentru ea. Cum arată iubirea lui Hristos și cum arată capricioasa noastră iubire când cerem, pretindem soților noastre să ne onoreze și să ne cinstească, când Biblia spune, tu cinstești-o pe ea, nu ea pe tine. Iubirea nu este condiționată. Carmen nu trebuie să facă nimic ca să o iubesc. Adevărul este că nici eu nu trebuie să fac nimic ca să mă respecte. Iubirea mea, jumătatea aia de cerc, nu trebuie să fie reacția la calitatea respectului ei. Nu mă interesează de respectul ei.
Adică mă lupt să nu mă intereseze, vreau să spun. Nu vreau să fac un business cu ea, decât le-ai mai respectat de 20 de lei, de 20 de lei te iubesc. Aduc cântarul, aduc cântarul, aduc cântarul să nu mă păcălești, banditico. Nu, eu o iubesc pentru că Dumnezeu mi-a spus să o iubesc. Și ei a spus să mă respecte, dar asta e între ea și Dumnezeu. Nu e între mine și ea, nu i-am spus ei să mă respecte pe mine, deși eu mă aștept să facă lucrul ăsta. Dar inițiativa, porunca e a lui Dumnezeu. Nu vreau să mă întrec cu ea, vreau să mă întrec cu mine. Și astăzi trebuie să fiu un pic mai bine decât ieri, dar puțin mai slab decât mâine. Asta este treaba mea. La vârsta asta, nu mai mă interesează puterea și nu vreau să-mi folosesc puterea. Nici în biserică și nici acasă. N-am nevoie să mă impun. Dacă cineva nu mă respectă, nu vreau să-l oblig să mă respecte. Probabil că nu merit. Iar dacă eu merit și el e nedrept, unul singur are dreptul să judece. Dacă eu i-aș cere lui Dumnezeu să-i judece pe oamenii răi, primul om rău sunt eu. N-aș putea să scap de judecata lui Dumnezeu nici eu. Și eu sunt din țărână. Și eu sunt la fel ca toți oamenii. Am o grămadă de slăbiciuni, am în trecutul meu lucruri foarte urâte pe care Hristos le-a iertat. Dar eu vreau să nu le uit pentru ca nu cumva să uit de unde m-a scos și cine am fost. Un copil fără părinți, fără nicio șansă, fără niciun drept și fără nicio perspectivă. Aveam 2-3 prieteni când eram copil și părinților le interzicea să fie prieteni cu mine. Fiindcă părinții mei au divorțat și eu am rămas fără părinți, ei îmi spuneau vagabondul. Eram vagabond doar pentru că părinții mei au divorțat. Și în ochii lor eram un băiat rău, că ce să iasă din ăia doi, decât un prăpădit. Ei, toate lucrurile astea sunt aici. Noi să nu le simțiți, că n-aveți de unde. Dar ele sunt aici, în prezent, în sufletul meu. Și vreau să nu le uit. Pentru că dacă le uit, o să neglijez aspectele astea. Iar dacă le neglijez, o să fiu un alt om. Și nu vreau să fiu alt om. Vreau să țin în conștientul meu lucrurile care mă ajută să stau modest, să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, să iubesc pe frați și cu cât cineva merită mai puțin, cu atât să-l iubesc mai mult, să dau cinste și respect și celor care merită și celor care nu merită. Că în felul ăsta eu exersez și îmi dezvolt mușchii în zone pe care Dumnezeu le apreciază, pe care Dumnezeu le onorează. Asta este treaba mea. Dumnezeu mi-a cerut să-mi iubesc nevasta. Un lucru care m-a ajutat foarte mult, fiind păstor, fiind prezent la toate mormântările, priveghi, întotdeauna când merg la o mormântare, dacă e o femeie acolo înăuntru, îmi imaginez acolo putea să fie soția mea. Și dacă ea ar fi fost, ea n-ar mai putea să vadă schimbările care urmează. Și va muri neîmplinită, pentru că n-am reușit până la momentul în care a murit să fac și lucrurile care au mai rămas de făcut. Asta este o chestie de demnitate. E doar în mintea mea. Asta e performanța vieții mele. Nu mă interesează să vă impresionez pe dumneavoastră. În ce fel să vă impresionez? Că dumneavoastră sunteți niște străini, nu mă cunoașteți. Dar nevasta mea mă știe. Ea cred că mi-a spălat de milioane de ori cămașa. Și în ciuda suferințelor prin care a trecut, a fost un înger de om. Este treaba mea să o iubesc. Și să nu încerc să caut condiții pentru a iubi sau motive pentru a o iubi sau răsplată pentru a o iubi. Nu, trebuie să o iubesc pentru că Dumnezeu îmi cere. Dumnezeu îmi cere să nu curvesc. Dumnezeu îmi cere să nu mint. Dumnezeu îmi cere să nu fur. Dumnezeu îmi cere multe lucruri. Și încerc să le fac
pentru onoarea lui Dumnezeu, cu ajutorul pe care mi-l dă El prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. Între lucrurile astea e și dragostea mea față de Carmen. Dumnezeu nu spune să nu furi pentru că îți dau, nu, ci pur și simplu îmi spune să nu fur. Uneori aș avea avantaje să fur, dar încerc să nu fur. N-am mai furat de mult un lucru. Iubirea pe care o am față de soția mea este similar cu a nu fura, a nu minți, a nu face alt lucru. Toate lucrurile astea sunt problemele mele. Treaba mea, ele se constituie în confirmarea credincioșiei mele față de Dumnezeu. Ele validează angajamentul meu față de Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de aceste dovezi și nu o fac cu spiritul ăsta pentru a-i demonstra lui Dumnezeu, ci este ascultarea mea față de Domnul. Am personalizat exemplele astea la mine ca să nu spun despre dumneavoastră, însă n-am vrut să demonstrez performanța mea spirituală, că nici nu există. Dar să știți că atunci când facem ce trebuie, nu suntem decât niște robi netrebnici. Tot la fel, o femeie trebuie să-și respecte soțul. Nu pentru că el merită. Bărbatul nu trebuie respectat pentru excelența lui, trebuie respectat pentru că e soțul tău. Punct. Pentru că el se califică, Dumnezeu l-a calificat să-l respecti. Și dacă îți vine să țipi, trebuie să nu faci asta. Pentru că țipătul e la tine, în cap, în minte. Tu poți să-l controlezi. Însă Dumnezeu permite fiecărui om să facă ce vrea cu viața lui. De aceea Dumnezeu are dreptul să reacționeze la fiecare om care a avut libertatea să facă ce vrea. Avem fiecare dintre noi la dispoziție o viață ca să facem ce trebuie. Iar dacă vom face ce trebuie, vom fi onorați de Dumnezeu cu răsplata. Răsplata nu-i pentru mântuire, pentru că mântuirea nu-i produsă de noi, e primită în dar. Doar nu o să fim premiați pentru că am primit un dar. Răsplata este pentru ce am produs noi, pentru lucrul nostru, pentru slujirea noastră, pentru alergarea noastră, pentru manifestarea iubirii noastre. Pentru credință am primit mântuirea, dar pentru slujire primim răsplată. Suntem la puțină distanță departe de momentul onorării. Spuneam, repet în încheiere, că viața, condiția asta de viață biologică, ne pune în fața responsabilităților. Una dintre ele este iubește soția sau respecte soțul. Dar când vom pleca în lumea unde nu există sfârșit, acolo nu mai există responsabilități. Acolo există doar judecat. Moartea ne pune în fața judecății. Dumneavoastră nu știți câte slăbiciuni am avut eu și probabil că încă mai am. Dar Dumnezeu știe. Judecata lui va fi dreaptă, potrivită cu adevărul. De 60 de ani, dacă aș fi făcut culturism, probabil că aș fi arătat musculos. Dacă aș fi continuat să fac box, probabil că aș fi fost un pic de câștigător pe undeva, sau măcar aș fi luat bătaie. Dacă continuam să fac caiac, probabil că aș fi câștigat și eu un titlu. Dar m-am oprit. Însă cu viața am continuat și cu pocăința de asemenea. Unde sunt? Cea mai autentică formă de pocăință e acasă, unde începi să te simți confortabil cu soția și primul lucru pe care îl pierzi. Care e primul lucru pe care îl pierzi din șirul lucrurilor pierdute față de partener în momentul în care începi să te obișnuiești cu el? Nici nu vă vine să credeți. Nu vă vine să credeți. Politețea. Primul lucru care se pierde este politețea. La început, politicos, nevoie mare. Și când începe să se obișnuiască unul cu altul, mulțumesc, este politețea, îți pierzi politețea, nu mai spui te rog frumos, mulțumesc, nu mai ești politicos, începi să devii direct, nemilos de direct, parcă vorbești cu vânzătorul de la piață, fără sentimente, fără milă, fără compasiune,
fără empatie. Și partenerul ăsta a dat tot ce a avut, s-a dat pe sine. Și a devenit tovarășul tău de viață. Și tu ești tentat să-i cântărești fiecare greșeală. Și să o vezi sau să-l vezi prin prisma defectelor, de parcă n-ar avea nicio calitate. Este o atitudine foarte nedreaptă. În timp ce eu vreau ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele, eu-i contabilizez greșelile lui Carmen. Și Dumnezeu mă vede. Și El zice, ești un om necinstit și oportunist. Tu vrei să fii iertat de greșelile tale, dar tu o ții pe nevasta ta și mereu îi reproșezi, ești așa și ești așa. Sunt bucuros că Dumnezeu a îngăduit să ajung până la vârsta asta, că dacă am ajuns până la vârsta asta, înseamnă că n-am murit de tânăr. Și aș vrea așa de mult să ajung până la 80 de ani, sau până la 70, sau până la 90, nu știu până cât vrea Dumnezeu să trăiesc, dar vreau să trăiesc mult, să îmbătrânesc, ca un semn al faptului că Dumnezeu mă binecuvintează să nu mor tânăr. Vreau să vă spun ceva în încheiere. N-am fost niciodată așa de fericit ca la vârsta asta. Sunt fericit la vârsta asta mai mult decât până acum din mai multe motive. N-am fost niciodată așa de aproape de Dumnezeu ca la vârsta asta. N-am avut niciodată pe Dumnezeu așa de prezent în esența ființei mele, în fibra ființei mele ca la vârsta asta. Niciodată nu m-am pregătit cu atâta lejeritate și bucurie de parcă merg în concediu pentru eternitate ca la vârsta asta. Niciodată n-am înțeles viața în toată frumusețea și culorile ei ca la vârsta asta. Niciodată n-am avut îngerașii ăștia de nepoței. Când au crescut copiii, am fost așa de ocupat și de stresat. Nici nu știu când au crescut, n-am fost acasă. Niciodată n-am putut să pun piciorul peste lucrurile care m-au robit. Doar le-am ascuns. Acum nu mai sunt. Înainte doar le ascundeam. Ca să nu le vadă Carmen, oamenii din biserică. Nu vreau să sugerez că sunt sfânt. Sunt departe de sfințenie, la fel ca acum 20 de ani. Însă, au fost lucruri care m-au stăpânit. Obiceiuri care nu se cădeau, unele de omitere, altele de comitere. La vârsta asta mai am câteva priorități. Prima este să-L onorez pe Dumnezeu, că eu am fost un copil fără șansă și Dumnezeu a fost așa de bun cu mine. Apoi vreau să o iubesc pe Carmen. A avut 16 ani și m-a crezut pe cuvânt că am să o iubesc. Și a pus ca o nepricepută viața în mâna mea, sperând că o să mă țin de cuvânt. Aș fi putut să-i fac viața praf și să nu mă țin de cuvânt. Să o transform într-o nefericită așa cum sunt alții. Și o mare parte din căsnicia noastră m-am purtat dur cu ea. N-am fost rău, dar am fost dur, ca un sergent. N-am știut altfel. Am fost foarte sincer, dar ignorant și nepriceput. Vreau să onorez femeia asta pentru că a fost de o credincioșie ieșită din comun. De o bunătate remarcabilă, de o slugărnicie. În fiecare dimineață, toate lucrurile cu care mă îmbrac sunt așa puse la rând. Niciodată, în 19 ani, n-am fiert un ou, n-am prăjit un ou, n-am prăjit un cartof, n-am făcut o cafea, n-am făcut un ceai. În 19 ani, cred că nu mi-am încălzit mâncare niciodată. Nu mi-am cumpărat niciodată o batistă, o șapcă, un maio, o cămașă, o pereche de pantaloni sau de pantofi, niciodată. Femeia asta a trăit pentru mine. E o problemă de demnitate. Să-mi iubesc tovarășul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Pentru că asta este o notă a mea. Și ultimul lucru care este o prioritate pentru mine este să-i servesc pe oameni. Nu am nicio așteptare, am avut multe. Însă Dumnezeu m-a trimis să fac asta. Pavel zicea, vai de mine dacă nu o fac. Vă spuneam, cred că azi de dimineață sau aseară, sau nu știu dacă dumneavoastră vă spuneam, sau bisericii Elim, că dacă predic mai des, câteodată le încurc.
Am sentimentul că mi-a trecut viața, cât mai poate fi după 60 de ani. Am sentimentul că mi-a trecut viața și n-am făcut pentru Dumnezeu tot ce puteam face. E gata să-mi scape. Asta e singura mea șansă să fiu pe pământ și să-mi onorez Dumnezeu. Știu că o să-mi bătrânesc, nu o să mai pot călători, nu o să mai pot predica, poate o să încep să uit sau probabil să mă îmbolnăvesc și nu o să mai pot să predic despre Iisus. Și trebuie să mă grăbesc să fac asta acum cât sunt încă bine. Astea sunt proiectele mele. Vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți. Când un om se naște, e suficient de bătrân ca să moară. Care ți este scopul? Care ți sunt obiectivele? Vrei să treci pe spinarea cuiva suportat de soție sau de soț? O persoană pe care s-o sufere alții cu greutate? Un mediocru și un superficial? Sau Sau vrei să fii un om demn? Un om care te bucuri de fiecare clipă, care te uiți la partea plină a paharului, care știi că ești iubit de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. Un om peste care Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt pentru ca să aibă resurse, să iubească, să ierte, pentru că toate acestea sunt alegeri. Nu trebuie să simți nimic decât faptul că Dumnezeu este cu tine, te privește și îți dă putere. El a promis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Aceasta e menirea noastră, să lăsăm în urma noastră imaginea lui Iisus Hristos. Cum să semăn eu cu Iisus și cum să-L vadă oamenii pe Iisus în mine, dacă eu sunt un țâfnos și un ambițios și un certăresc și o persoană care nu am altceva în cap decât să mă onoreze oamenii. Cine, de câte ori a fost Iisus onorat? El a murit ucis? Bătut, a murit fript de sete, a cerut apă și i s-a dat oțet. Oamenii l-au bătut, a fost nedrept cu el. A dus o viață extrem de simplă. Când a venit femeia din Samaria, el a renunțat să mănânce ca să mântuiască o prăpădită care avea 5-6 căsătorii. Când a venit Nicodim, n-a dormit o noapte ca să mântuiască un fariseu. N-a avut nicio pretenție, n-a avut nicio proprietate, n-a avut nicio haină de schimb. Și a fost creatorul și este și va rămâne creatorul nostru. Cine ne inspiră pe noi? Al cui model ne produce pe noi, ne definește pe noi? Oamenii lui Dumnezeu. Conferință de familie sau de tinere nu înseamnă să primim doar un set de informații, că eu nu sunt mai deștept, eu nu sunt un specialist nici într-una, nici în alta, eu sunt doar un om ca dumneavoastră. Greutatea unei conferințe stă în aplicarea la ceea ce se expune, nu în informarea cu cele expuse. Dacă nu trăim valorile pe care le avem, atunci ele ne vor condamna într-o zi și vor arăta spre niște oameni care au spus, dar n-au făcut. Au crezut, dar n-au avut faptele credinței. Și vreau să stăm în fața Domnului și să ne rugăm. Eu vă recomand să vă gândiți la un lucru sau două, dacă sunteți mai curajoși, la două lucruri pe care știți că soțul sau soția de mult vi le cere ca pe niște favoruri sau ca pe niște corectări. Gândiți-vă care este primul sau primele două. Și astăzi, dacă credeți că este timpul potrivit, stați în fața lui Dumnezeu și spuneți-i, Doamne, aș vrea să te rog frumos să mă asculți. M-am hotărât astăzi pentru slava ta, pentru onoarea ta, pentru bucuria omului pe care mi l-ai dat să-mi fie partener. Ajută-mă să renunț la lucrurile astea care au fost întotdeauna o pricină de conflict în casa noastră. Ajută-mă, te rog, să fac un cadou familiei mele și să te onorez pe tine. Fă lucrul ăsta, să nu fie doar o întâlnire obișnuită, unde ne informăm peste informare și nu se întâmplă nimic în viața noastră practică. Aș vrea să vă invit, să vă rog frumos, să vă ridicați.
Haideți să avem un moment scurt de meditație, de meditație, nu de rugăciune, și apoi fratele păstor va ști cum să spună ce urmează.